dreaming wide awake. This is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance, you can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a rule, there's a rhyme, move along and the rest will follow. Probă de sunet întâi. Bună ziua și bine ați venit la cursul nostru festiv al specializării sociologie și resurse umane. Mă bucur și sincer vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei pentru prezența voastră azi alături de noi într-un acest moment care e plin de nu doar emoție, ci și emoții de tot felul. Parcă mi-amintesc și acum primul curs cu decanul nostru de an, care încă de la început ne-a spus că acești 3 ani vor trece foarte repede. Nu l-am crezut până azi. Când, iată, văd și cu toții vedem că acești 3 ani chiar au trecut foarte repede. În acești ani, pașii noștri au fost ghidați de oameni de valoare, oameni dedicați, care nu ne-au oferit doar timpul, cunoștințele, ci și sprijinul lor necondiționat. În fruntea acestora se află, în primul rând, din partea rectoratului, îl invităm pe scenă pe domnul conferențiar universitar dr. Mădălin Bunoiu să ne spună câteva cuvinte cu ocazia acestui moment festiv. Domnul Mădălin. Stimați colegi, membri ai acestui prezidiu, stimați colegi cadre didactice, dragi studenți, dragi părinți, Universitatea de Vest din Timișoara are 12 camere. Le numesc așa pe cele 12 structuri administrative, 11 facultăți și un departament de pregătire a personalului didactic și fiecare dintre ele este la fel de importantă pentru noi. Facultatea din care faceți parte este o facultate tânără, este o facultate care s-a dezvoltat după 1990, dar la bazele căreia au stat cadre didactice care, într-un fel sau altul, fie au lucrat în universitate și până atunci, fie au avut legături strânse cu acestea. Ce a fost foarte bine a fost că au putut, la începutul acelor ani, să dezvolte o structură de la zero, înspre ceea ce este astăzi, Facultatea de Sociologie și Psihologie, a doua facultate ca și dimensiune din Universitatea de Vest din Timișoara, dar cu siguranță un vârf de lance în foarte multe direcții.
Departamentul de sociologie este un departament care, prin programele de studiu pe care le promovează, dă multă consistență universității. Și asta pentru că, fac o paranteză, este o colegă, membră în Consiliul de Administrație, care încearcă de fiecare dată să mă corecteze, spunând că nu mai vorbim astăzi despre resurse umane, discutăm astăzi despre capital uman. Eu păstrez în continuare apelativul acesta de resursă umană, pentru că în orice tip de structură, în orice tip de organizație, este, în opinia mea, una din cele mai importante părți, pentru că fără o atentă analiză, fără o atentă contribuție și aplicare spre fiecare individ în parte, este greu să construiești o cultură organizațională. La Universitatea de Vest încercăm acest lucru și, adresându-mă în special absolvenților noștri de astăzi, aș vrea să spun că ne-am străduit în acești 5 ani, mă refer la actuala echipă de management a universității, ne-am străduit să vă dăm fiecăruia dintre voi, permiteți-mi să mă adresez astfel, competențe care să nu vă facă să vă raportați doar la programul de studiu pe care l-ați studiat și sunteți practic printre primii beneficiari ai acelor discipline complementare, acelor discipline în care ați interacționat cu colegi de la alte facultăți, pentru că pentru fiecare dintre voi viața nu va însemna doar relaționarea cu departamentul, să-i spunem, de resurse umane în care veți activa sau zonele de management în care veți lucra, ci va însemna o relaționare cu toate tipurile de activități. Discutam chiar în această dimineață, în ultimii 10 ani au apărut foarte, foarte multe noi meserii. Următorii 10-15 ani ne vor aduce meserii despre care nu știm absolut nimic azi. Iar voi sunt convins că sunteți pregătiți pentru această provocare. Vă felicit pentru că ați ajuns, chiar dacă foarte repede, în cei 3 ani, în acest punct. Permiteți-mi să vă salut și din partea domnului rector, domnul Marilen Pirtea, care astăzi nu a putut să fie prezent, fiind la Constanța, la Consiliul Național al Rectorilor, dar care, repet, prețuiește în egală măsură toți absolvenții universității noastre. Vă felicit pe voi, felicit pe colegii mei cadrele didactice, care, așa cum spunea și colega noastră, nu au fost decât adevărate modele pentru voi în acești 3 ani și cu siguranță vor fi și în următorii 2, când în mod evident vă așteptăm ca studenți la masterele oferite de facultate, de departament și nu în ultimă instanță de universitate în ansamblu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate și pentru sprijinul de care ne asigurați în continuare. În cele ce urmează, am să mă apropii cumva din ce în ce mai aproape de nucleul profesorilor de care ziceam că au fost și mai aproape de noi. De data asta, din partea decanatului, l-avem alături de noi pe domnul profesor prodecan Ciprian Pânzaru, care nu doar că ne-a ajutat pe partea asta instituțională, ci și ne-a fost alături ca și profesor în acești toți 3 ani de zile. Vă rog! Mulțumesc, Florentina, pentru frumoasa introducere. Stimați părinți, colegi, dragi studenți, mie îmi revine astăzi cumva misiunea de a transmite un mesaj din partea conducerii Facultății de Sociologie și Psihologie, un mesaj de felicitare, așa că am să o fac scurt și am să vă spun felicitări. Felicitări nu neapărat pentru că ați absolvit facultatea, lucru care desigur merită toată aprecierea, felicitări pentru că ați absolvit o perioadă din viața voastră, o perioadă importantă, o perioadă de acumulare, o perioadă de maturizare, o perioadă care ar trebui să reprezinte bază pentru tot ceea ce veți face de acum înainte. Iar ce veți face de acum înainte, sigur, depinde în mare măsură doar de voi. Mi-este greu să dau sfaturi eu, nu sunt în măsură să vă dau sfaturi acum, mai ales în acest context, dar cred că tot ceea ce trebuie să faceți de acum înainte trebuie să fie dominat de curaj, cinste și onestitate. Am văzut zilele trecute un film extraordinar, mi-a plăcut mult, l-am văzut pentru prima dată. E un film biografic despre Steve Jobs, omul care a schimbat lumea.
Este un film exact despre curaj și onestitate, până la urmă. Ultima parte a lui e adevărat. Da? Cred că oricare dintre voi poate schimba lumea. Trebuie doar să-și propună acest lucru. Să vă propuneți ca acele vise pe care le aveți să le puneți în practică. Să vă faceți un proiect pe baza căruia visul să devină realitate. Da? Să-l operaționalizați, cu alte cuvinte. Da? Sau să-l împărțiți în dimensiuni, indicatori, ca să mă apropii mai mult de limbajul cu care sunteți familiarizați. Nu mă întind foarte mult. Felicitări încă o dată pentru tot ce ați realizat. Vă așteptăm la programele noastre masterale. Vă așteptăm să fiți membri activi ai comunității alumnii ai Universității de Vest Timișoara, care e într-o nouă fază acum de dinamizare, o fază susținută și de platforma UVTERA, da? Știți deja despre ea, pentru că ați participat în urmă cu câteva săptămâni, săptămână, două, la acel eveniment. Vă încurajez să deveniți membri activi pe acea platformă, iar noi ne-am bucurat cu toți. Eu personal m-aș bucura să continui interacțiunea cu voi chiar și acolo. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată! Mulțumim, domnului profesor! În cele ce urmează, așa cum ziceam, mergem și mai aproape de nucleul profesorului nostru, care de data asta are în frunte pe directorul de specializare sociologie, domnul conferențiar universitar, doctor Pășcuță Ioan. Vă rog! Bună ziua, domnule prorector, dragi studenți și stimați invitați! Cred că alături de absolvenți sunt îndreptățit să fiu cel mai emoționat. Probabil v-ați întrebat, unii m-au întrebat, soția dimineața mi-a făcut observație de ce mă îmbrac așa. Am zis să mă confund de lumea cu absolvenții, pentru că este ultima promoție pe care o mai prind aici ca dascăl activ. Deci iată că am toate motivele să fiu emoționat. În urmă cu 3 ani ați pășit pe porțile Universității de Vest, o universitate care, așa cum v-ați convins și singuri, este special în ultimele perioade, în ultimii ani, dacă vreți, dar a fost și înainte, dedicată total studenților. S-au realizat foarte multe lucruri, poate chiar pe parcursul acestor 3 ani în care ați fost aici, v-ați putut convinge singuri. Sunt convins că au fost ani frumoși. Se pune problema de ce este așa frumoasă studenția, pentru că toți ne amintim de această perioadă ca de una dintre perioadele cele mai frumoase din viața noastră. În primul rând, sigur, datorită vârstei, dar și datorită lucrurilor pe care le facem aici. Învățăm, adică studenții învață foarte multe lucruri și sunt convins că același lucru s-a întâmplat și cu voi. Și mai ales studenții de la sociologie au șansa să studieze o gamă largă de teme, să aibă o deschidere, poate cea mai mare deschidere dintre absolvenții de universitate, ceea ce ajută în perspectiva a ceea ce spunea domnul prorector, peste 10 ani nu știm câte din profesiile actuale vor mai fi. Ori studenții, absolvenții sociologiei, din constatările noastre, s-au adaptat foarte bine schimbărilor care s-au petrecut în ultima vreme. Absolvenții noștri lucrează în domenii foarte, foarte diversificate și să știți că sunt foarte bine apreciați, așa cum sunt convins că veți fi și
promoția actuală. Sigur, noi vă așteptăm să mai rămâneți 2 ani, dacă veți dori, să studiați la masteratele pe care le oferă Departamentul de Sociologie și probabil că majoritatea veți face acest lucru, mai ales dacă vi s-a părut că a fost o perioadă plină de acumulări. Uitându-mă la voi, mi se pare că sunteți boboci, adică tot la fel de tineri ca acum 3 ani când ați venit, dacă nu mi se pare că unii dintre voi sunteți și mai tineri. Așa că puteți să mai rămâneți, să mai zăboviți puțin în acest templu al științei care este Universitatea de Vest. Eu vă doresc în continuare mult succes și să vă îndepliniți cele mai frumoase visuri pe care le aveți. Mulțumesc! Mulțumim mult! Într-adevăr, întotdeauna mai avem de crescut, de învățat și da, încă suntem tineri, dar în acești 3 ani am avut alături de noi un părinte care ne-a ghidat cât a putut el de bine pașii noștri. Este vorba despre decanul nostru de an, domnul conferențiar universitar dr. Bogdan Adolu, care din păcate astăzi nu poate fi fizic cu noi, însă ne asigură că sufletul lui și toate gândurile sale sunt alături de noi. În cele ce urmează, am o mică surpriză pentru voi. Chiar dacă domnul decan de an nu poate fi alături de noi, cum ziceam, el a ținut să fie totuși prezent și să vă adreseze câteva cuvinte, așa, prin intermediul și cu ajutorul tehnologiei de azi. Așa că vă invit să vedeți în continuare o surpriză din partea domnului decan Bogdan Adolu. Iată, ne ajungi la un moment foarte important al vieții voastre, sfârșitul studenției. Am început împreună acest drum cu 3 ani în urmă și aș vrea să profit de ocazie să vă trimit și eu câteva gânduri și să vă împărtășesc câteva idei legate de acest traseu. Din păcate nu pot să fiu alături de voi în această zi festivă, dar vă rog să primiți toată prețuirea mea și toate gândurile mele de bine. Ați început acest drum cu 3 ani în urmă, când, după deschiderea anului universitar, am rămas împreună în Amfiteatru A33, v-am împărțit carnetele de student, contractele de studii, v-am povestit despre structura universității, despre ce înseamnă un curs sau un seminar, despre ce o să facem împreună. Și, practic, a fost un traseu foarte interesant, cu o generație foarte interesantă, despre care eu cel puțin o să-mi aduc aminte cu drag. Am avut și părți bune, am avut și părți mai puțin bune. Vă invit să luați cu voi doar părțile frumoase. Atunci, în anul întâi, la o lună după ce a început școala, când ați început cât de cât să vă cunoașteți între voi, am organizat alegeri și s-au așezat o echipă de conducere, șefa de an și șefii de grupă, care au rezistat până în anul 3 și s-au dovedit a fi niște lideri veritabili. Am organizat împreună 3 ediții din săptămâna studentului de la sociologie, în decembrie, cu tot felul de activități non-formale în care v-ați implicat, mai mult sau mai puțin, unii dintre voi. A fost o serie întreagă de lucruri frumoase pe care le-am făcut împreună. M-am aplecat mai mult asupra dinamicii grupului vostru și pot să spun că au fost niște situații foarte interesante, cel puțin în anul 2, când grupul a fost atât de dinamizat că a ajuns aproape în fața liderului. O situație foarte, foarte interesantă. A fost momentul participării la conferința de la Cluj. Cei care ați mers acolo, sper că v-ați bucurat de eveniment în sine. Și încet, încet, iată-ne acum, după 3 ani de
mers împreună la momentul inevitabilei despărțiri. După data de 4 iulie, practic, veți deveni absolvenți. Viața voastră de student se încheie simbolic astăzi, formal și oficial în 4 iulie, când veți primi practic adeverința de absolvire a studiilor. După care, bineînțeles că poate ne vom reîntâlni la master sau poate ne vom reîntâlni în diverse colaborări profesionale sau poate pur și simplu ne vom reîntâlni în viață sau, bineînțeles, poate nu ne vom întâlni deloc. Vă invit să luați cu voi doar amintirile frumoase și peste tot ce am încercat noi să așezăm și să formăm în voi, să construiți mai departe o carieră strălucită, un traseu de viață impecabil, o familie fericită și, mai mult decât toate, sau deasupra tuturor, un impecabil profil de om. Felicitări și multă, multă baftă în tot ce veți întreprinde. Vă mulțumesc! Așa cum zicea și domnul nostru decan de an, împreună am făcut multe lucruri, dar multe activități, multe ieșiri și așa mai departe, însă el a ținut ca astăzi să ne amintim două din momentele a ceea ce a fost săptămâna studentului la Socio. Știți, în toamnă era moda a Mannequin Challenge și ne-am hotărât că și noi să facem o astfel de provocare. În cele ce urmează, un mic video asupra acestei tip de activități. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Can I get a ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Can I get a ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Nobody can beat the mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. I need a smile, you can all make it go. The separation of a thousand moles. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it bella. Can I get a ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it bella. Can I get a ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, we make it bomb, make it bomb, make it bella. Can I get a ooh, we make it bomb, makes my body dance for ya. Stop.
time and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone, so smart she's leading me to ozone. Într-adevăr, prin acest Mannequin Challenge, studenții, adică cei care au participat, atât din anul 3 cât și din anii mai mici, am dorit să ilustrăm așa părți din cum am văzut noi facultatea. Acum că ne-am descrețit puțin și frunțile cu aceste video, vreau să vă spun, revenind totuși la ce ziceam și înainte, că da, profesorii noștri au fost mai mult decât simpli profesori și pedagogi. Ne-au fost alături mereu, ne-au fost sprijin, ne-au fost prieteni și așa cum se obișnuiește de ceva vreme, am dorit totuși să invităm un asemenea profesor care a reprezentat pentru noi un profesor de suflet, un profesor care, indiferent de ce a fost și de ce a întâmpinat, a fost alături de noi mereu. Acest profesor, anul acesta, este doamna Simona Dabu, pe care o invităm în scenă să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc mult, Florentina, pentru vorbele frumoase pe care le-ai rostit acum. Discursul meu de astăzi va fi chiar unul din sufletul meu pentru voi, absolvenții specializării sociologie și resurse umane. Dragi absolvenți, distinși domni profesori, stimați părinți și invitați, dincolo de emoțiile pe care le creează un astfel de eveniment, mărturisesc că sunt deosebit de onorată să fiu în această zi specială aici, în fața dumneavoastră. În acest moment, cred cel puțin că toți cei prezenți simt un moment de bucurie. Este punctul final al unei perioade, poate cea mai frumoasă din viața voastră, cu urcușuri și coborâșuri, la care și noi, dascălii, am participat mai mult sau mai puțin. Scuzați-mi emoțiile, dar nu mă pot controla. Ați ajuns în acel punct al vieții de studenți, acel punct de cotitură, absolvirea. Unii spun despre această absolvire că este dovada libertății care va veni, că la sfârșitul celor mai frumoși ani din viața voastră apare ceva nou, iar alții spun că este începutul. Este prima zi din restul vieții voastre și începând de mâine aveți libertatea să tratați fiecare zi ca fiind cea mai importantă zi pentru voi. Nu încetați să visați pentru a vă îndeplini visele. Luptați pentru ceea ce considerați că trebuie să deveniți. Noi v-am oferit doar armele, armele cunoașterii. Sfaturile mele pentru voi pot fi următoarele. Implicați-vă! Învățați continuu, faceți doar ceea ce vă place să faceți, învățați să vă prețuiți corect și nu acceptați orice, fiți perseverenți, oricât de greu ar fi și nu uitați niciodată să visați. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut în acești ani și vă doresc ca odată îmbarcați pe vaporul sociologiei și al specialiștilor în resurse umane, să navigați cu toate pânzele sus. Felicitări! Vă mulțumim mult pentru sfaturile pe care ni le-ați dat și încurajările venite. Sunt sigură că din sufletul și din trăirea plină, încărcată de emoții pe care ne arătați astăzi. Că vorbeam de emoții, ei bine, am și eu emoții, pentru că urmează momentul de discurs al șefului de promoție. Mi-am pregătit de acasă, bineînțeles, un discurs, dar am să omit părți din el, pentru că e important să vă spun ceea ce simt acum.
Aveam în gând să vă spun o poveste, o poveste despre mine, despre de unde am pornit, faptul că de-a lungul vieții și de-a lungul parcursului școlar nu am întâlnit doar bucurii sau momente roz. Au fost și momente de dificultate, dar astea nu contează, pentru că acum, iată, ne aflați într-un moment extraordinar, un moment al încununării, să zic, activității noastre și aproape a plonjării în zborul nostru ca viitor profesioniști de mâine. E un moment plin de încărcătură emoțională, în primul rând pentru părinții noștri, care iată că ne văd azi oameni mari, gata, așa cum ziceam, de zborul acesta în viață, care ne privesc mândri, sunt sigură de asta, de toată investiția pe care au făcut-o noi, investiție de tot felul, atât sentimentală, atât financiară, poate, dar pe care doar ei o știu prin ce greutăți de multe ori au trecut. E un moment emoțional și pentru profesorii noștri, care indirect, așa cum ziceau, ne-au fost adevărați mentori. Ne-au fost uneori, sau cel puțin în primul an, părinți adoptivi. Un pedagog spunea la un moment dat că în calitate de profesor, niciodată nu o să reușești să înveți un student sau un elev tot ceea ce știi. Dar reușești să-l înveți ceea ce ești. Ei bine, cred că profesorii noștri de azi văd în noi bucățele pe care le-au rupt din ei și le-au sădit în speranța că efortul lor va da roadă. Eu vreau să vă asigur că toate eforturile și toate cunoștințele pe care le-a sădit vor da roadă. Pentru că suntem o generație de tineri ambițioși, care dacă ne propunem ceva, și ducem la bun sfârșit. E un moment emoționant și pentru noi colegii. În acești 3 ani de studenție, chiar s-au legat adevărate prietenii. Dincolo de întâlnirile, interacțiunile simple de la ore, chiar s-au legat adevărate prietenii. Ne-am acceptat, ne-am distrat, câteodată ne-am și distrus, dar ne-am reîmpăcat după aia. Ne-am văzut pe noi în oglinda celuilalt, am muncit la oaltă, ne-am sprijinit și ne-am apreciat. Am avut încredere unii în alții. Am fost ca și frații. Sincer, sunt recunoscătoare pentru toate prieteniile și toate momentele de bucurie. Și chiar dacă pentru unii drumurile noastre vor continua, cu tristețe în suflet spun că da, acesta este un sfârșit și un început în același timp, dar poate unii drumurile noastre nu vor mai fi, nu vor mai merge pe aceeași cale. Totuși, nădăjduiesc că, dincolo de momentul ăsta care e o despărțire, eu sper că ne vom mai întâlni și ne vom vedea cu aceeași bucurie pe care am făcut-o în acești 3 ani de studenție. A fost o onoare, a fost o reală onoare să vă cunosc și datorită vouă, acești ani au fost cei mai frumoși ani ai tinereții mele. Sunt sigură, cum zic, că ne vom revedea și mai ales azi într-o societate în care distanțele sunt relative. Mi-am pierdut ideile, dar asta nu contează.
Vă prețuiesc și vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în mine, în mine ca și responsabil de departament. Mă bucur că am reușit și am putut să ajut de fiecare dată când am putut asta. Pentru mine, facultatea a fost nu doar un mijloc de devenire profesională. Facultatea m-a înzestrat, într-adevăr, cu armele, așa cum zicea și doamna Dabu, pentru a învinge în viață. Am venit aici, în Timișoara, dintr-o localitate de munte din Bihor, cu dorința de a face un nume, de a deveni cineva. Azi, simbolic, desigur, plec cu dorința de a schimba ceva. Să știți că de multe ori nu contează neapărat numele sau titlul pe care îl avem, ci contează cel și cel mai mult ceea ce facem. Ceea ce ne definește pe noi e chiar munca pe care o face. Încurajarea mea este să, în orice domeniu ați continua, și mai ales dacă mergeți pe zona de resurse umane și sociologie, să fiți cei mai buni din domeniu. Mereu să vă străduiți, să găsiți răspunsul la probleme și să nu vă mulțumiți de multe ori cu puțin. Apreciați-vă la adevărata voastră valoare, pentru că, iată, azi absolvim o universitate de prestigiu, totuși, din țara asta. Și sunteți oameni de valoare, sunteți profesioniști înzestrați cu cele mai bune instrumente pentru a reuși în viață. În încheiere, cred că atât nouă generație de sociologie și resurse umane, cât și tinerilor de vârstele noastre, avem nevoie de încredere. Avem nevoie de încredere din partea părinților, care de multe ori nu ne înțeleg deciziile noastre și le cred câteodată aproape nebunești, dar trebuie să aveți încredere în noi, să știți că lucrurile mărețe vin din lucrurile făcute cu o doză de nebunie. Adevăratele sisteme revoluționare și nu doar au fost schimbate cu acea doză de nebunie. Ești nebun? Cum poți să crezi asta? Da, sunt nebun, am încredere în ideea mea și da, ca și părinți, să aveți încredere în noi, indiferent de cât de logică vi s-ar părea sau nu decizia noastră. Avem încredere și din partea profesorilor. Să aveți încredere în noi că ceea ce a sădit va da roadă. Aveți încredere în noi că nu am trecut doar așa prin facultate, ci totuși acolo, cât uși de puțin, ceva din ceea ce ne-ați predat ne-a pus amprenta, și-a pus amprenta pe noi. Aveți încredere, dragi colegi, că sunteți cei mai buni. Aveți încredere că de multe ori deciziile care nu sunt neapărat raționale sunt bune. Aveți încredere în voi și în ceea ce vi se spune. Vi se spune, mă refer la nivel interior. Eu, sincer, vreau să am încredere și am încredere în voi și sunt sigură că măcar jumate din noi, dacă ne luăm rolul în serios, vom putea chiar să schimbăm, așa cum zicea și domnul Pânzaru la început, chiar să fim capabili de schimbare al locului în care trăim. Da, România e într-un fel sau altul, dar noi suntem viitorul și noi putem să schimbăm lucrurile așa cum le vrem noi. Nu deznădăjduiți, ci aveți încredere în voi. Eu vă mulțumesc și în continuare vreau să fac așa o sinteză. Desigur, au fost foarte multe momente frumoase din studenția noastră, de care, desigur, le vom păstra în suflet, cu mare drag, dar vreau să rezumăm într-un filmuleț cu câteva imagini. Așa cum zice vorba,
O imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Așa că hai să lăsăm odată cuvintele deoparte și să lăsăm imaginile să spună ceea ce acești 3 ani au însemnat pentru noi, așa, în mică proporție. Vă rog. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. You've been waiting. This is your moment. Au fost într-adevăr 4 ani foarte frumoși. Fiecare, mai ales dintre colegii mei, știu că nu toate momentele au intrat acolo, deși a fost un filmuleț destul de lung. În ceea ce urmează, vrem să dăm cumva nu doar cunoștințele pe care le-am primit în cadrul facultății, cât și încurajarea de a fi apropiați ca și grup,
studenților din anul 2, reprezentați de data asta prin șefa de promoție. Am să o invit pe scenă, pe domnișoara Mariana. Ai aici cheia, așa cum ziceam, simbolică a ceea ce a fost facultatea pentru noi, cu toate informații și legături. Eu îmi doresc să o folosești cu iscusință în cele ce urmează, în devenirea ta profesională. În primul rând, aș vrea să-i salut pe toți cei veniți la această ceremonie. Aș vrea să vă felicit pe voi, tineri absolvenți, să vă urez multă baftă, succese maxime la examenul de licență și mult succes în drumul pe care începeți să-l parcurgeți. De asemenea, sper să rămânem totuși colegi, voi specializându-vă în carieră și urmând programele masterale, iar noi continuând în drumul către licență. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i felicit pe toți cei care ne-au fost și ne sunt alături, adică cadrele didactice, care ne oferă suportul și sprijinul lor și ne sunt adevărați prieteni în tot acest drum profesional pe care noi începem să-l parcurgem de pe băncile facultății. Multă baftă și succes tuturor! Mulțumim mult! În cele ce urmează, într-o modalitate cumva ciclică, ajungem de unde am pornit, și anume strigarea catalogului. Aceasta va fi realizată de către directorul specializării de sociologie, domnul Ioan Pășcuță. Vă rog! Dacă tot am revenit în atenția dumneavoastră, vreau să mai zic două cuvinte. După cum știți, orice festivitate are o regie, da? Îi felicit pe cei care au realizat regia acestei festivități, dar un regizor invizibil ne-a adus aici și unii dintre absolvenții promoțiilor 45-50, deci care vor urma peste 20-25 de ani, ceea ce e un semn foarte bun pentru sociologie. Felicit încă o dată absolvenții și am să trec la citirea catalogului. Albert Radco. Mulțumesc. Angel Alexandra. Arsulescu Alexandra. Balaci Vasile Valentin. Baico Noemi. Felicitări. Bălan Cristina Maria. Belciu Alexandra. Felicitări. Birdean Florina Alexandra. Felicitări. Bobiștean Claudiu. Felicitări. Claudiu. Butnariu Simina. Cazacu Andreea.
Felicitări. Mulțumesc. Căilean Iasmina. Ciuhandu Florentina, șefa noastră de promoție. Felicitări, Florentina. Mulțumesc. Pentru că e șefa de promoție, este și cu... Plătești mai mult, da? Clitan Mădălina. Cojocariu Rut Bianca. Felicitări. Corman Alin Cosmin. Felicitări, Cosmin. Dincă Roxana. Felicitări. Fabian Alin Lucian. Felicitări. Fanu Ionela. Felicitări. Floca Adela Letizia. Felicitări. Frăsie de Brețin Diandra. Felicitări. Grosu Adrian Marius. Felicitări. Iacobescu Florin. Felicitări. Mulțumesc mult. Plăcere. Iacobescu. Încă am ajuns. Iacov Cătălina Maria. Am intimidat. Ilieș Bianca. Felicitări. Ionel Radu Alexandru. Felicitări. Calapati Carola. Nu este. Lazar Laura. Lăpădat Denisa Maria. Felicitări, Denisa. Lăzărescu Ana Monica. Felicitări. Lupașcu Sonia. Marian Bianca. Marin Andreea. Este Mioc Denisa Andreea. Felicitări. Moșneagu Elena Adriana. Nu este. Munteanu Anca. Felicitări. Nag Alexandra. Felicitări. Nicolaescu Rebecca. Oprea Emilia. Felicitări. Oprescu Lavinia. Felicitări. Oprișan Alexandra. Paraschivu Cristina Ioana.
Popescu Denisa Cristina. Felicitări. Popescu Flavia Aurora. Felicitări. Prundeanu Alin. Felicitări. Pufulete Diana. Răzvan Ion. Rezmeveș Laura. Felicitări. Roșu Ramona. Felicitări. Rus Sorin. Șimandan Diana. Vădrariu Simion. Gata. Atâți au fost. Îi felicităm încă o dată pe toți și pe părinți și aparținători care cred că se bucură cel mai mult alături de tinerii noștri absolvenți. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Și așa cum se cuvine, un astfel de moment festiv nu se poate încheia decât pe, nu vreau să zic acorduri, dar pe o melodie ce se pretează unui asemenea eveniment. Gaudeamus! Gaudeamus incitur, iubenes dum sumus, Thank you.